dragii mei, vă pup! Astăzi sunt cu frățiorii, cei 8 frățiori, care sunt niște aneastă împărați și ei. Sunt foarte bine și ei sănătoși tot după sterilizarea aceea care știți v-am prezentat-o și dumneavoastră. Nu am loc nici de ei, toată ziua sunt grămadă pe mine. Hai, mami! El este cap mare, răsfățatul răsfățaților. Îi spune mami cap mare pentru că este așa mai grăsuț și are o blană mai așa, nu știu cum să zic, mai creață și mai mare față de ceilalți care au blănița mică. Este un răsfățat și el. Hai mami, hai mami, hai pui, hai, hai mami. El este Anonymous, el este câinele Dingo, care este un iubitor și vine la mami și lasă capul în jos așa și așteaptă să-l mânghe mami și să-l iubească și o-i spun mielul lui mami. Uitați cum stă, cu capul în jos. Acesta este semn de respect și de supunere și mami îi spune mielul meu și îl iubește mami și pe el. Acesta este mititelul și el tot un băiețel și un răsfățat. Toți vin la mami să iubească și să-i mânghe. Hai mami! Hai, care mai sunteți? Hai la mami, hai! Hai, mami! Ea este Greieroaica, una dintre cățelușe. Ea este Chinezoaica, tot o cățelușă. V-am prezentat-o atunci în vlog când am fost la sterilizat și pe ea. De pământul, mami, da! Sunt niște drăgălași. El este Patrocle, șeful. Ia stai, mami, da! Te iubim, mami, pe tine. Lasă-mă să-l arătăm și pe Patrocle la prieteni, mami. El este Patrocle, cel cu mingea în gură. Nu știu dacă îl vedeți, dar mami, te iubim, mami, și pe tine. Doamne, doamne, deci atât așteaptă să iubesc, uitați ce-mi fac. Să iubesc și să mă joc cu ei toată ziua. Ia Patrocle, ia mami. Ia mami, ia. El este Anonymous, nu știu dacă se vede aici în spate, tot un băiețel, un bădăioș și el și un neastâmpărat. Hai mami, ia, ia se vede mami, ia. Ia mami, ia. El este Anonymous. Hai mami, un băiat frumos și mare, băiatul lui mami nebădăios. Câteodată mami îl mai alintă berbecul lui mami, că este un berbec, câteodată încăpățânat. Și mami îl iubește mult, e berbecul lui mami și el. El este Patrocle, șeful clanului, ca să-i spunem așa. Este cel care vi l-am prezentat dumneavoastră pe vlog atunci când am fost la sterilizat. Și v-am spus că are o problemă. Bineînțeles, este tot băiețel, dar el aici nu are nimic ce ar fi trebuit să aibă ca băiat. Nu, mami, nu e voie, Patrocle, potuliți-vă. Le are în burtică. Este un caz rar, se întâmplă mai rar acest lucru. Dar asta este situația. Și nu l-am sterilizat, v-am povestit eu atunci pe vlog, pentru că mi-a fost teamă. Deoarece operația este foarte dificilă și nu am riscat, pur și simplu. Era foarte grea recuperarea și însă și operația în sine mai dificilă decât o sterilizare normală. Și atunci am ales să nu-l sterilizez, am zis că asta e, rămâne singurul nesterilizat. Nu este nicio problemă până la urmă, dacă și cățelușele și ceilalți cățeluși sunt sterilizați, asta e. Și Patrocle este șeful clanului, deci este foarte gelos, nu mă vadă că mângâi alt cățeluș sau că pun mâna pe altul, că imediat face scandal. Ea este Leoaica, încă o cățelușă, de sunt 5 băieței și 3 fetițe. Și asta este Leoaica, o cățelușă foarte frumoasă, se ascultătoare și ea, și o iubește mami și pe ea, este o drăguță. După cum vedeți, se joacă aici toată ziua cu tutoioarele. Spațiul unde stau aici o să vă prezint imediat și căsuța lor este foarte mare, are cam în jur de 300 de metri pătrați. Și se joacă aici toată ziua, au mâncărică, apă, tot ce le trebuie, căsuța. Iar seara le mai dau drumul prin curte ca să interacționeze cu ceilalți 4 cățeluși. Cățeluși, în ghilimele spus, cu ceilalți căței mari care... I-am arătat și pe aceea, pe Dumitra, pe Mistrețu, pe Buldoaga și pe Ana. Și se joacă împreună toți. Sunt foarte, foarte prietenoși, nu se ceartă, nu se
nu se bat, se înțeleg de minune. Da, vă spuneam că seara le dau drumul în curte să interacționeze cu ceilalți patru copii. La Patrocle și cu Anonymous. Și sunt foarte prietenoși, nu se bat, se înțeleg de minune cu ceilalți. Potoliți-vă de Patrocle. După cum vedeți, Patrocle este șeful. Potoliți-vă! Mai ciupi pe mine din greșeală. Trebuie să fie totul ca el, să iasă absolut tot ce vrea el, deci nu concepe să nu fie ca el. El este Anonymous, vi l-am prezentat, este un perfect. Potoliți-vă! Ei tot timpul se joacă, potoliți-vă, și din joacă o dau așa într-o ceartă, dar nu se mușcă, se mai tachinează așa. Se mai tachinează ei așa câte un pic, dar mami îi potolește, pentru că nu se par niciodată. Hai la mami! Hai la jucărioare! Hai Patrocle, hai! Hai mami! După cum vedeți, ei mereu au ceva de împărțit, Patrocle și cu Anonymous sunt tot timpul puși pe joacă. El este câinele Dingo care v-am spus de el, căruia mami spune mielul meu, pentru că este un miel. Ia mami, da, tu uitați cum lasă capul în jos și așteaptă să-l iubesc. Ea este chinezoica care se joacă acum cu Anonymous. Patrocle mă iubește foarte mult și el și de fapt toți mă iubesc. Uitați cum vin așa lângă mine să stea să îi mângâi. Ia mami, da. Și să iubească mămica. Ei așteaptă tot timpul să ia lint, să iubesc, să mă joc cu ei. Și indiferent cât aș fi de ocupată, tot timpul îmi fac și pentru ei timp să vin să mă joc cu ei și să iubesc și să ia lint. Și tot mami le face și curat și are grijă de ei să le pună pică și mâncare și să le dau vitamine. Uitați, Anonymous și cu Patrocle, exact ce v-am spus. Ei tot timpul se joacă. Uitați, o să se joace și acum o să o dea în chirăială, ce v-am spus? Nu vă iau de mult, Patrocle, uite așa te iau de mult. Păi n-ai voie să faci așa, mami. Nu. Ia să vezi ce iau eu pătul acum. Ia să vezi ce ia mami bățul, ce înseamnă asta? Potoliți-vă, că uite așa potoliți-vă. Gata, Patrocle, nu-i voie. Deci da, Patrocle nu suportă să se apropie altcineva de mine. Vrea să fie decât el, pentru că este el, este șeful. Uite mami, ia zică zboarele. Ia, ia mami. Îți place asta? Ia mami, da, e mămica, mămica. E mămica, da. Ia mami, da. Nu cunosc o mămica care e ruj acum. Mi se pare lui ciudat că am ceva în regulă. Ia mami, da. Frumosul mami. Uitați cum mă iubește. Sunt niște alintați și ei și răsfățați. Da, mami, da. Uitați cum pun capul și stau așa. Deci cum să nu-i ador și să nu-i iubești? Cap mare se joacă cu mingiuța, sunt exact ca niște copii. Chiar dacă sunt ei așa mari de statură, abia în noiembrie acum împlinesc un an. De fapt, în decembrie i-am luat eu și aveam cam o lună când i-am luat de pe stradă, atunci când v-am spus. Sunt ca niște copilași, toată ziua se joacă, trebuie să le dai atenție, să interacționezi cu ei. Da, mami? Da, mami! Ea este chinezoaica, care și ea este o frumoasă și o alintată și ea. Da, mami? Da, da. Uitați-l și pe Anonymous cât e de frumos și ce prezență frumoasă are pe berbecul mamei, cum îi mai spun eu câteodată, berbecul mamei frumos. Îi iubesc de nu mai pot pe toți. Da, mami? Ea este leoaica, cățelușa care v-am arătat mai devreme. Da, mami, ea este singura care este mai sperioasă. Nu știu de ce este așa mai sperioasă. Da, mami, da, de peripuiule. Da, vede, mami. Și cu chinezoaica, și cu Patrocle, și cu Anonymous. Gata, frumosul, mami. Da, dragii mei, o să vă prezint căsuța lor. Aceasta este căsuța frății oilor, celor 8 frății oi. După cum vedeți, are două compartimente. Este destul de spațioasă în interior. De multe ori intră câte 6-7 într-o cameră.
și în cealaltă se bagă câte unul, depinde, se ordonează cum le place lor, fiecare cum vor să stea. Îl vedeți pe cap mare, el se joacă cu jucăriile, sunt foarte pasionați de jucării, se joacă ca și niște copii mici. Mărunțelul deja a intrat acolo în căsuță. Nu, am greșit, cea din căsuță este greroaica, mărunțelul este acesta care a venit acum, vrea și el o jucărie. Nu, mami, ca mare, de ce-l cer? Lasă-mi și pe el să iau o jucărie, mami. Ia-o tu pe asta. Nu vrei? Ia-o tu, anonim. Bravo, mami. Uite, ia și tu o înghețată. Uite și tu o mingiuță. De frumoasele lui, mami, ia. Vă dă, mami, la fiecare câte o jucărioară. Gata, mami, ia. Așa, mami. Anonimul, ia și tu mici. Vii? Hai. Ia, mami, da, el vrea să-l iubească, mami, asta vrea, asta vrea, că sunt niște răsfățați, niște răsfățați, toată ziua trebuie să stai de ei, să-i mângâi, să-i iubești, niște răsfățați sunt, chiar dacă îi vedeți așa mari. Ei, mami, nu e voi așa. Aoleu, mami, mai ad cât un pic de moț așa să-i certe, să-i instaureze liniștea, pentru că, de, nu pot să-i las să facă chiar ce vor ei, trebuie să asculte, dar ei mă înțeleg, mă ascultă, sunt foarte, foarte cuminți și liniștiți. Mai vociferează și ei câteodată așa, dar dacă mami încearcă, înțeleg. Pentru că mami i-a crescut așa frumos, așa, în așa fel încât să înțeleagă. Pentru că trebuie, na, uite așa te ia mami de moț. Trebuie să existe un echilibru și o înțelegere, că așa dacă i-aș lăsa să facă mai ce voi. Na, vă dați seama că trebuie să reușesc să-i stăpânesc, să iau de moț ca mare. Gata, mami, gata. Gata. Nu e voie să vă certați. Gata. Ia jucărioara și taci. Da? Așa. Ia tu, patrucle. Uite, vezi, ți-a luat patrucle jucăria. Și greieroaica vrea și ia o mingiuță. Da, mami, da. Îi iubesc de nu mai pot, dragii mei. Mor de dragul lor. Când i-am luat de pe stradă, erau niște neajutorați, v-am spus, abia le dăduseră ochișorii, cred că aveau o lună și un pic, niște neajutorați, erau, doamne, muzi, ciuciulete, morți de foame, leșinați, deci, bineînțeles că abia mergeau, deci, nici nu vă spun. Dar mami i-a iubit mult de tot și iubește și a crescut cu dragoste, nu e voie ca mare. Și s-au făcut dita mai cății, frumos și cuminți, uitați ce frumos stau în căsuță, ea este greieroaica, el este Anonimus în partea cealaltă, au păturele acolo înăuntru, stau liniștiți acolo frumos, o ascultă pe mami, se joacă aici, mănâncă și uite așa. Da, mami, da, ia, ce-mi spui tu, ei tot timpul așa, așa fac, te miros, te mâșuie, ca să spun așa, te adulmecă. Da, mami, dă-le oică lui mami, ia, mami, ia fetița. Da, niște frumoși pe care iubesc de numai pot. Sunt sufletele mele, toți cățelușii, pisicuțele, porumbei, porbu, toate animalele mele, le iubesc de numai pot și n-aș putea să stau fără ele. Da, mami, da. Iară se ia Anonimus la trântă cu patrocle, mai mult ca sigur vor începe iar să se încaiere, ia să vedeți, ei tot timpul fac trânte, parcă sunt la lupte greco-romane. Na, patrocle. Na, Anonimus, nu-i voie, mami, că uite așa te iau de mod, se încaieră pe jucării, ce credeți? Aveți destule, mami, ia uite. Ia patrocle, fiecare câte o jucărioară, gata, hai. Da, dragii mei, acum e timpul să le dau să mănânce. O să vă arăt dumneavoastră cum mănâncă. Niște bobite, nu vă bateți, care sunt foarte gustoase și mă plac foarte mult. Au foarte multe vitamine. Ne plac foarte mult aceste bobite. Na. La mare, uite aici mâncare, fiecare aveți pasturia lor. Fiecare aveți pasturia lor, Anonimul. Haide, mami, și tu? După cum vedeți, fiecare e cu farfinuța lui, mănâncă frumos, mai există și mici divergențe când se mai încaieră, dar mami îi supraveghează.
Uite, mame, aici aveți fiecare farfuria lor. Haideți, farfuria voastră. Dă-le, oaică, uite-ți noi. Emilul, mame. Nu, Ana, nu e mult nevoie. După ce vor mânca bobitele, spre seară vor primi câte o porție de conservă, care de asemenea le place foarte mult și o mănâncă extraordinar de bine. Este conservă din aceea nemțească care v-am mai arătat dumneavoastră. Sunt foarte delicioase. O să vă aduc să ne vedeți. Acum. Și conservele. Acestea sunt așa, sunt mai multe tipuri de vită, de pui. Mai sunt un amestec cu vânat, nu am luat deocamdată, le am acolo unde sunt depozitate. Deci sunt foarte bune, foarte gustoase, sunt nemțești. Acestea sunt varianta mai ieftină și le mai dau așa. Nu, mami, potoliți-vă. Care sunt foarte, foarte gustoase. Acestea au un preț mai mare, chiar cred că să zic de 3 ori cât este cealaltă, dar tot nemțești sunt, foarte, foarte gustoase. Sunt și acestea, sunt mai multe variante. Aceasta este cu pui, cred, cu inimioare, cu ficat, rinic, nu știu ce au, sunt mai multe tipuri, vreo 3. Le am pe toate, pentru că le dau așa diversificat, le dau o masă așa din acestea, o masă așa, de exemplu, astăzi le-am dat bobițe, le dau conservă din aceasta, mâine le dau bobițe, le mai schimb conserva, le dau așa, adică tot timpul diversific, le mănâncă cu o poftă extraordinară, dar sunt și foarte gustoase și foarte calitative, au și vitamine, v-am mai zis, le suplimentez cu uleiul acela de somon. Acestea care le-am dat acum sunt tot niște bobițe nemțești care sunt foarte, foarte gustoase, le mănâncă foarte bine. Și, stai, mami. Și dacă sunt anumite bobițe care nu prea le plac lor, ceea ce nu se întâmplă, pentru că tot timpul le cumpăr ceva calitativ, le mai presar, v-am spus, și uleiul acela de somon, pentru că este foarte bun pentru piele, pentru blăniță, foarte bun și pe partea intestinală. Și nu le lipsește nici acela, pentru că, slavă Domnului, nu am avut absolut nicio problemă niciodată cu câini, cu pisicuțe, cu nimic, absolut problemă, mă refer la modul ferească Dumnezeu să aibă vreo boală sau să pățească ceva, pentru că, așa cum v-am spus, le fac tratamentul cu deparazitarea la 3 luni, la cățeluși și la pisicuțe, deci nu le lipsește deparazitarea. Potolește-te, mami, nu anonimul! Potoliți-vă, pentru că este foarte bine să păstrăm această schemă de deparazitare odată la 3 luni. Este foarte sănătos pentru ei, în primul rând, pentru ele, de fapt, pentru animăluțe și, bineînțeles, și pentru noi, ca stăpâni, care interacționăm tot timpul cu ele. Deci, este foarte ok. Le fac vaccinul anual, atât la pisicuțe cât și la cățeluși, care îi ajută să-i ferească de boli și vă dați seama că este totul super ok, este și foarte costisitor, nu am ce să spun. Cei care au animăluțe probabil că știți, adică mai mult ca sigur, dar cum să spun, dacă sărim peste aceste lucruri de parazitări, vaccinuri și așa,
dacă se creează vreo problemă, apoi este mult mai grav și pentru animalte și pentru noi ca stăpâni, pentru că sunt niște prețuri foarte, foarte mari la toate tratamentele, la toate intervențiile chirurgicale, ferească Dumnezeu. Deci la orice operațiune, de ce bagi mami am piciorul acolo în apă să o murdărești? La toate intervențiile care necesită vizita la cabinetul medical, la veterinar, implică niște costuri destul de mari. Și așa că mai bine evităm prin aceste tratamente, prin aceste deparazitări și este mai ok pentru toată lumea. Asta a fost, dragii mei, cu frumusețile mele și sufletele mele. Îi iubesc foarte mult, v-am spus, nu aș renunța la ei niciodată pentru nimic. Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele frumoase și pentru susținerea noastră. Vă pup!